Șoseaua de centură a municipiului Petroșani de ani buni este plină de gropi. Chiar dacă autoritățile locale o mai peticesc, este nevoie de o reabilitare completă a acesteia. Deși din proiectul inițial de modernizare a tronsonului Petroșani-Târgu Jiu, realizat din fonduri europene, a fost cuprinsă și șoseaua de centură, ulterior aceasta a fost scoasă. Astfel, nemai alocându-se bani nici de la bugetul de stat, municipalitatea petroșăneană se vede nevoită să caute fonduri pentru reabilitarea centurii. Pentru șoseaua de centură s-au făcut mai multe demersuri și de parlamentarii din zonă, respectiv de soția mea. Am făcut o solicitare și domnului prefect. Sperăm să găsim o soluție la CNADR, pentru că centura este drum național și este proprietatea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România. Ea este în administrarea noastră, este adevărat, dar centura are nevoie de o investiție și de o reparație capitală, ceea ce înseamnă că proprietarul are această obligație. Cât timp nu vom mai avea parte de gropi pe șoseaua de centură rămâne de văzut, însă sperăm că se vor găsi fondurile necesare reabilitării acesteia.